Petrolul și-a luat adio de la Liga 3 cu un spectacol superb al tribunelor, unul cu scenografii pe tot stadionul, indiferent de sector. La Peluza 1, Ilie Oană, subiectul reprezentației a fost dat de un ultraj care nu cedează nici măcar în fața judecătorului. Tribuna a doua a oferit momentul prin care au arătat că s-a cucerit încă o redută din drumul spre prima ligă. Tribuna 1 a fost toată galben-albastră, iar Peluza Latină a scos în evidență steagul galben-albastru care trebuie să fie de neclintit și mentalitatea suporterului independent. Este o atmosferă așa cum ne-am obișnuit aici la Ploiești, o atmosferă incendiară și la propriu și la figurat. Vorbele lui Tavi Grigore au fost transformate în fapte de ceea ce s-a petrecut în repriza a doua. Show-ul pirotehnic a fost deschis de Peluza 1, care a înflăcărat o atmosferă în stilul caracteristic. La tine au continuat atmosfera sud-americană cu o pirotehnie ce a învăluit stadionul într-o negură colorată. De aceea meciul a fost întrerupt de mai multe ori, momentele fiind greu respirabile din cauza fumului, dar și a emoțiilor. Ei sunt aceiași, sunt unici. Nu poți să le spui decât felicitări și să pleci capul în fața lor. Startul meciului a fost dat de Dumitru Munteanu, cel mai vârstnic component al generației de aur a Petrolului. La finalul jocului, gruparea ploieșteană a primit din partea Federației Române de Fotbal trofeul pentru titlul de campion a Serie a 3-a. În asemenea momente, fanii au invadat terenul și i-au felicitat pe jucători, iar fiecare a încercat să obțină un suvenir de la fotbalistul preferat. Unul dintre ei, Nini Popescu, a dat tonul la cântec din cârca unui fan.